TV. Sâmbătă de la ora 5. Forța Steaua. Steaua București o întâlnește pe SC Mezală în etapa a 5-a a campionatului național masculin de volei. Jucătorii lui Silviu Ancea vin după o victorie cu 3-2 la seturi în deplasare cu SCMU Craiova și vor înfrunta sâmbătă în sala Mihai Viteazu o altă contracandidată în lupta pentru play-off. Ne dorim să facem un joc bun și să fructificăm avantajul terenului de acasă. Cum se par cei de la Zalău? Este o contracandidată la play-off, o echipă bună, sunt vicecampioni de anul trecut. Va fi un meci destul de greu. Și campionatul s-a întărit, fiecare echipă și-a adus jucători de calitate și vom vedea. Momentan suntem bine. Jucătorii Stelei trag tare și în sala de forță pentru a patra victorie a acestui sezon. Pentru mine un antrenament fără forță semnifică enorm de mult. Eu dacă nu fac forță, nu mă simt bine, mă simt moale, mă simt slăbit. Forța fiecare săptămână trebuie să fie prezentă. Fie că este la sală de forță, fie că este în sala de volei, forța trebuie să fie prezentă tot timpul în cariera unui sportiv. Sala de forță este un atu de care trebuie să ne folosim și fără de care nu prea putem să funcționăm ca și sportivi de înaltă performanță. Este un lucru care te angrenează, care îți formează musculatura în așa fel încât să nu cedezi în momente importante. Cum de fel a fost acum cu Craiova la meciuri de 5 seturi, ai nevoie de forță. 22 de puncte a reușit Ciprian Matei în partida cu Oltenii, în timp ce Mircea Peța a avut 17 reușite. Cei doi sunt cei mai buni marcatori ai Stelei în acest sezon. Mă bucur că Peța face lucrurile atât de bine, că este o concurență între noi, cine face mai multe puncte. Ceea ce îmi doresc ca și eu și Peța să facem cele mai multe puncte ca echipa noastră să câștige. Din partea mea pot să-mi le marcheze el pe toate, atât când o să câștigăm. Pentru mine este indiferentă prestația personală, atât timp cât echipa va câștiga.